La sfârșitul lunii martie, Ministerul Mediului a primit de la Comisia Europeană avizul privind începutul procedurii de infringement împotriva României din cauza poluării înregistrate în 5 zone din țară. Pentru a nu ajunge în situația unui proces la Curtea Europeană, Ministrul Mediului a cerut autorităților din teritoriu să definitiveze planul de reducere a pulberilor aflate în suspensie cu un diametru mai mic de 10 microm metrul cub înainte de data de 11 iunie 2011. În termen de o lună și 3 luni de zile să prezentăm ce măsuri suplimentare am luat, să vedem cum putem reduce acești parametri. Potrivit specialiștilor, principala sursă de producere a pulberilor o constituie transportul auto, termocentralele ori lucrările industriale de mare amploare. În municipiul Drobeta-Turnu-Severin, valoarea pulberilor din atmosferă a fost depășită și în 2009, când a fost înregistrată de 42 de ori valoarea concentrațiilor admise, dar și anul acesta, când până acum au fost înregistrate 6 astfel de cazuri. Pentru ca județul nostru să nu mai fie menționat printre cele mai poluante, autoritățile sunt decise să ia toate măsurile necesare în acest sens. Suntem aproape în faza de finalizare a centurii, deci traficul greu din oraș va fi eliminat din municipiu. Au apărut sensuri giratorii la cele mai importante intersecții, sensuri unice, plus mare asfaltare care toți am văzut că a pornit. În momentul acela, datorită traficului, probabil că nu vor mai fi depășiri ale calității aerului. În primul rând, spații verzi, al doilea rând, mașinile de mare tonaj, care avem centuri ocolitoare, care vor să intre în oraș pentru aprovizionare, să intre pe timpul nopții și să nu mai intre pe timp de zi și multe alte măsuri care le putem lua. Consiliul Județean Mehedinți a contribuit la, prin acele programe de împădurire, a contribuit la creșterea calității aerului, având în acest moment peste 70 de hectare deja împădurite și contracte semnate până la o diferență de 150 de hectare. Poluarea cu pulberi înrăutățește simptomele astmului, dar are un efect negativ și asupra celor cu boli cardiovasculare ori respiratorii.